Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților. Bă, în acest episod o să ne facem un pic de raport chiar, dacă e posibil probabil să dea cineva la ora 10 din licențe. O să așteptăm să vedem. Stau foarte prost cu raportul, este marți, spre miercuri și am dat doar o licență. Alte dăți, eu deja aveam raportul terminat. Pentru mine e foarte prost pentru că, de exemplu, mâine am până la ora 3, o să vin obosit, o să mă culc până pe la ora 5, după aia o să fac temele până pe la ora 8 și la ora 8 nu mai dă nici dracu nici licență. Deci o să fiu foarte ocupat mai de asta, stau foarte prost cu raportul. Așa că trebuie să mă concentrez acum să fac măcar două, bă, măcar două licențe să dau în seara asta. Ia să-l întrebăm pe băiatul ăsta, are nevoie de licenții? Da, chiar trebuie. Ai nevoie de licențe? Ah, poate avea nevoie la level 10. Ai frate, ai nevoie sau nu? Am făcut și eu level 16 azi. Ai nevoie de... Da, înțeleg cu ei! Au fi venit cineva, mă, fi zis să ies, mă, nu știu. Ia uite-l pe ăsta, bă, taxi! Salut! Ai nevoie de licențe? Ai, mă, tu, mă, care ai de 89. Ai, trebuie să ai, mă, o licență, ceva. Ai nevoie, mă? Mă rog, familia ta. A, doar ce le-am luat. A, ok. Unde te duc? Da. Stai să te request licență 89. Sala. Na. Hai să vedem la cine ne mai putem duce. Ai, ai pe aici, pe la PD, o fi cineva. Nu știu dacă nu dă nimeni seama, trebuie să dau și mai în ce joc. Ia, o intra și Răzvan, hai de ITZ, prietul nostru. A, nu e băiatul online. Da, hai să vedem dacă are cineva nevoie. Uite-l pe băiatul ăsta, asta. Nu, e mașină goală. Ok, am sper că ai pentru cineva nevoie de licențele noastre, băi, că sunt de calitate înaltă. Nu, glumeam, stau foarte prost cu licențele. Și mi-e și frică să dau joc în bară, să vă dau că poate dă unul în licență. Deci prevăd că dă unul acum în licență și o dau joc în bară ca prost. De aia nu o să dau joc în bară. Să vă arăt cât de prost stau eu de fapt cu licențele, să nu ziceți că fac pe aici pe victimă. Mai am să vă arăt. Că după aia nu mă credeți, nu. Hai să nu se vadă Pornhub-ul. Ah, ok. De faction. Faction activity. Ia uite și cât de prost stau eu. Vedeți cât de prost stau eu cu licențele date. Și nu e bine, pentru că o să... Na. Ah, ok. N-o da nimeni. Ce mă bucur. Da, și o să stau. Uite, asta e viața neplictisitoare, pentru că unii zic că e șmecher să fii în facțiune. Uite, viața de school instructor, că nu e plictisitoare, frate. Nu e cea mai șmecheră facțiune pe care o puteți să o alegi. Nu vreau să mă laud, dar ei, lasă-o, mai fac, poate de s-a cumulat. Până acum nu, ce-ați reușit? De nu mă laud, prevăd că 3 din 4 au 20k de abia să-mi va piciorul. Deci ai de parasinos. A, level 18, nu-mi zici tu că ai copilul de aur. Ce? Ah, hai zi. Ei, tu ca la level 15 ai tu avere de 100 de milioane, nu? Vreau să mă lau, pe ce avere cu ei să ai? Și dacă par zice ce nu înseamnă că-i laudă, l-am întrebat, nu? hai mă. Uite-l mă cum face stand pe rău. Hai să așteptăm. Mă, dar nu dăm nimeni. Hai să mergem, spunem un ad, că așa îi convingem pe ăia de level 1 să dea nici licență, știm. Adică zic băieții, o, ce face comanda aceasta? Și chiar dacă nu, adică mă gândesc că sunt chestii de logică, drept, uite, la licența de fiș. Pentru că o să mă întrebe cel mai probabil, ce licențe pot să dau, frate? Și licența de fiș, da? Pe la licența de fiș slash selfishes, ce face? Dă-te cu aia, drept, nu știe engleză, trebuie să știe engleză, nu? Slash selfishes, păi înseamnă să vinzi peștele, nu? Ia uite mă ce-i de la băiatul ăla, licențele. Ready, dă-i pupuieră. Din FBI. A, e level 50, mă. 60, mă rog, e 50 plus. Hai să așteptăm. Bă, dar n-ar da mai să mergem după băiatul ăsta. Dar nu cred că are mă nevoie. Ai de 134. A, level 60, n-am voie să-i dau licențe. Băi, n-ar fi mă cineva pe aici, o să dau și o licență ceva. Hai să mergem mă prin oraș să vedem. O luăm pe aici. Don't you see el, ia uite-l pe ăsta, slash ID 696. Ai mă. Number 696. Este 999 945. Ai nevoie de licențe.
Pur și semn nu trebuie ca să fim politicoși. A, poate o avea nevoie. Mâncați-o aș gurițe. Nu mai știu, ok. Hai să vedem, poate o avea nevoie băiatul ăsta de licență, nu? Ia, băiatul ăsta are nevoie, slash ID 345. Ce mă? E, doamne, ID 345, Andrei X, nu. 346. Relixim, uite, poate avea nevoie, mă, ăsta, level 6. Salut, stai. Ai nevoie de licențe? Poate avea nevoie. Nu, dar am o întrebare. Da. Poate o să mă întrebe cum să intre în facțiune 100%. Adică nu 100%, 90% mă întreabă. Yeah. Hai, mane, z. O să mă întrebe ceva legat de facțiune, cred, nu știu. Ce trebuie să fac să intru și eu? Ah, v-am zis și eu la view în facțiune. Faci aplicație pe panel. RPG.vizon.ro. Și ai nevoie de level 7. Da. Faci aplicație, dar trebuie în engleză pentru SFS Call Instructors. Dacă vrei în română, dă-i la LS sau LV. Ok. Da, hai să ajută și noi băieții ăștia. Și eu am fost începător, frate, și întrebam pe toți, frate, cum poți să intru și la voi în clan, frate, cum poți să intru și la voi în facțiune, și întrebam așa. Am level, știu engleză, ok, sau. Întreb, adică, uite, acum am level 16, am mai avansat, mă, pe Bizon, și știți, băi, când m-am apucat, nici nu credeam cum să am chestiile astea aici, și chiar o să, adică chiar joc mult aici. Na, hai să sărim pe aici. Bă, dă-mă, careva și mie need licențe, mă. Mâncava și prevăd mă că acum mă, că eu mai am un pic temă la română, prevăd că dacă mă duc să fac temele la română, dau 20 deodată din licențe în primii, băi, dă-o dracu, mă. Sau să simt monitorul, pornim mă, și îmi fac la română și dacă dă cineva din licențe, păi accept licența, știi? Că nu dă frate nimeni. Hai să mă să pun un anunț. La chiar dacă nu cred că o să meargă, că deja prea multe anunțuri. Respect pentru helperi. Da, respect, dar dacă pui o întrebare la 3 dimineața, nu sunt online. Eu ca helper aș fi frate, online, măcar uite frate, aveți și voi 20 de helperi sau cât aveți, 10, 15, nu știu cât aveți. Ei, măcar unul, doi mă, să stea online la 2-3 dimineața, cine ai, nu ai helper de 12 ani sau cine, mă, înțeleg. Adică bine, n-am nimic chestia asta, adică poți să fii helper de la 9 ani, dacă ești ca lumea, da. Ce dracu sunt, mă. De eu ca helper aș sta, frate. Adică nu am nimic cu 12 ani. Uite, la 12 ani pot să stai și pe la 4 dimineața. Accept... nu accept rog. Vrei licențe foarte ieftine? Folosește slash need licențe. Slash... accept paper 407. Hey! 069. Salut, frate. Slash read paper. Cum? Ați zis la departament și am parte situația în... A, serios, frate? Nu cred că știam. Dacă nu citeam chestia asta, rămâneam că eram confuz. Da. Hai, mă, nu folosiți, mă, și voi, mă. Nu e greu, mă, să dați unii licențe, frate. Eu nu pot, aș da demisia, bă, la mea aș pula mea de facțiune. Aș da demisia acum, mă, dar n-am rank 1 și am 15 zile aproape, mâine fac 15 zile în facțiunea asta. Păi ce căcat fac cu aia, ce rezolv? Sau nu știu, 15, 16, abar n-am, frate, am intrat pe 28 sau 29. Sau 30, 31, nu mai știu când am intrat. Că nu stau eu să văd când am intrat în facțiunea. Doare, da, divinția, frate, că... Na, da, la rank 1, păi îmi fut tot faction logo, frate. Nu o să mai accepte nimeni în facțiune, că o să zică ce mă, stau astăzi doar așa 15 zile în facțiune. Ce faci, mă, schimbă facțiune ca pe șosete? Da, nu pot, mă, nu o să-mi termin raportul. Vreau că săptămâna asta o să-mi iau un anivite pentru raport incomplet. Și asta e viitorul, pentru că nu cred că și dacă stau... Nu cred că dacă stau 2-3 ore pe zi cum stau eu, nu cred că o să termin, frate. Că nu dau, mă, ăștia licențe. Măcar de-ar pune licențele, mă, ca pe baghe de 100 de ore, frate. Nu, aici le pun ăsta, 300 de ore. Că să... Na, adică 160 de ore are o săptămână, frate. Păi așa într-o săptămână s-ar duce licența și ar putea să folosească din nou din licență, știi? Dar nu, ei trebuie să pună licența 300 de ore ca să nu dea o dată pe săptămână. Și e nasol.
Asta e chiar foarte nasol, pentru că uite cum se dau 400 de licențe pe săptămână, da? 400 se dau cam în total, doar în scule instructor SF. Poate se dau și acolo încă vreo 400, încă 400 deja s-au dat 1300 de licențe, da? Păi ce facem, frate, aici? Și ăștia le apucă pe toate, asta e faza, ei și-au terminat raportul, dar e mai pur să facă, știi? Așa am făcut și eu, dar acum n-am mai făcut, acum am făcut doar esențialul, ce-mi trebuia. Da, nu, că le trebuie 500 de licențe date și la ceilalți să-și ia anivai pentru raport incomplet, nu? Logic, așa trebuie să facem, frate. Ia, uite ce fac și eu. Deci, asta e faza, frate, e nasol, nu merge așa. Păi, ți-ai terminat raportul, lasă-și pe aia, frate, să-i termine și ei, nu raportul. Eu mai făceam licențe după ce aveam raportul completat, că, na, am vrut să fac pe videoclip, știi, dar... Ba, acum, na, n-ai cât să fă. Așteptăm... Ce părere aveți despre Arsenie Boca, așa, și nu? What the fuck, nu-l cunosc. Ia că scris. Ce zic băieții? Eu aș zice după nu mi-am dau seama. Da, nu, mă, nu vreau să fiu. Da. Adică nu vreau. Nu BMX cumpără Ebra. Ce naiba. Na. Și nu știu, chiar cu facțiunea asta nu știu vrea. Eu acum vreau să intru în Mafie, pentru că Mafie nu trebuie faction loc, pentru că ai de capul. Se presupune că ai fost în facțiuni pașnice și na, ți trebuie Da, da, trebuie să tragi bine, frate, să le câștigi la or. Atât ai doar pe ei în cot. În rest, poți să ai și bani, poți să ai și doi dintre ei, poți să ai ce vrei tu. Dacă tragi bine la or, bine, acum să fii și acceptat, frate. Dar nu cred că pare chiar așa de bine la lider să-l accepte unul cu doi dintre ei și cu toate astea, în locul unuia care n-are nicio sancțiune, nimic, nimic, niciun kick, nimic. Uite, de exemplu, eu n-am niciun kick, n-am nimic, 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 nimic. Pe serverul ăsta, nici măcar un kick, nici măcar un mio, nici măcar un... Nimic, niciun ban, nimic, bine, dacă n-am niciun kick, de ce dracu să am ban, nu? Asta e faza, n-am nicio sancțiune, frate, nici cea mai mică sancțiune. Na, eu am șanse la toate facțiunile dacă stau și în facțiunea asta. Deci eu, dacă stau în facțiunea asta încă vreo 30 de zile, am șanse mă doare pe mine în cot. Bine, acum să și fac aplicații ca lumea și na. Dar, așa bine, nu neapărat să mă accepte, pentru că poate deja să aibă membrii destui și să, gata, și să nu mai... facă și să nu mai accepte la toți. Dar zic așa, ce dra... Cu ăla se supă ăla? Bă! Da, fly. Ce faci cu fly? E frumos. Logică le trebuie, frate, logic. Ah, era craft player. He gonna steal your car, panda. Be careful. Deci report ID 340 teleport fly hack. Așa și cu level 1 ești tu așa sigur. Stai puțin pe că apare și pe filmare. Dacă nu mai face stii acum pun filmarea pe panel. Ia uite, ia uite! Ce am zis? Creș. S-a prins. Na, ce să faci, frate? Da, mă. Când te dai de gol și ești prost, asta e. Ia uite-l. Admin-o e gol. Mersi. Na, ce să faci, mă? Când mai ești și de ăștia... Mai ești și de ăștia, mă. Da, mă, uite, mă, o să uite cum ia băieții raport. Vezi, ia mă să le întreb dacă și-o terminat raport. Ți-ai terminat raportul? Ai grijă ce zici că film. Mai am și o secrete față de Panda, adică nu față de Panda, cu Panda. Și n-aș vrea să apară pe filmare chiar așa. Și dacă apare, îmi bag și până la gura lui. Hai, mă, zi.
a terminat raportul, dacă și-a terminat să mă apuci, pun contract pe el de 5.000 de dolari. Dacă e șmecher și-a terminat raportul și el... Salare tu. Zi-mă. Si, l-ai terminat. Nu mai trebuie. Ok. Dacă nu... Hai, să... Pun... Slash contract. Greu de decis. Să pun pe clientului, știi, ca după aia să se chinuie, să se ducă la el acasă, alea. Am mai făcut toată prostie de asta, dar n-am să mai fac, nu-s bulangiu de la... Am pus contract pe un client de-al lui, un coleg. Bine, era din lâsă, spune instructor. Dar tot colegii, că vorbim pe Slash 6, știi? Slash 6. Și... am pus contract pe clientul lui și era la ăsta, la flying licens și era fix când a aterizat în aeroport. Băi, și l-o omoră și a trebuit să mai dea încă o dată. Băi, și s-o ofticat, mă gândesc că s-o fie ofticat. Păi... Asta tot... Păi, pe asta tot ai dat contract în video. Când? Na, deci oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Da, o să încerc să mai fiu activ, frate. Pe Sampi au trecut, pac, am luat-o. Am dat cal. Nu poate să-mi dea. Mă, nu înțeleg, unii chiar mi-au dat cal, că i-am căcat. Când ai zis că ți-a furat... Da. Ce să fac? Ai ajuns la crafter ăla. Wrong. Ai ajuns la crafter ăla. Doamne, prostos, bă. Contract, crafter, craft, cizme. Tempoane de prost. Am pus contract. Fer. O să-ți fure mașina. Am făcut pe mine asta de fapt. De 3 ori. Cred că de 3 ori. Ori, bă, ce prost. Am văzut de la 700 de metri, de la 4000. Așa, mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe, dacă n-ați mai aveți episod în continuare. Uf, frate, chiar să-mi bag piciorul. Și i-am făcut, hai să vă arăt. Una care mi-a acceptat-o ea. Asta... Do you like evidence here? Anything? Care? Asta. Ade, da? Mixeto, perfect! Janos, skill level ăsta, da? Ia uite. Tot făcea de mai pe mine și l-a băgat. Added, da, l-a băgat. Uite, eu ieșeam din casă și m-a tot omora. Uite, abordat așa aici în chat. Așa. Ieșim și am mai făcut o cerere aici. Craft, am făcut la craft, da? Ia. Level 19, mă rog. Ia uite și dovada. Uite, ah, nu. Aici când i-am acceptat cererea de instructor și aici... Mi-a furat mașina, dar nu îi se vede numele, dar se vede acolo craft player, ei, pula mea, se vede și OST-ul, dar se vede, mă, craft player acolo, mă, craft, mă, no, dacă dai zoom, dar nu poți dau zoom aici, nu, n-am cum să dau zoom, n-am cum să dau zoom, mă rog, el dacă dă zoom o se vadă craft player, ca lumea. Și am făcut cerere de plec, i-am spus să-mi și accepte, că uite, prostie, dar să plătească, mă, dă-l recu. Nu știu cât avere ar putea să aibă, să văd ce mașini și alea, rei să ne uităm împreună. Nu intră. Bine, așa, ia mă, proprietii, are un bullet să plătească din banii ăștia, își vinde ăsta, clubul și își plătește blacklist-ul. Păi de ce nu? Dacă e prost, să fie prost, îl recu de...
Da, să nu-i licențe ca să-i pure licența la... Ah, așa facem, frate. Mă lăs comanda. Cancel licență. Nu anula. Poate face post. Trebuie să îi dai SMS să coboare. Dacă nu vrea, faci SS și dai cancel. Te dai frate așa cancel, eu era să-mi iau FV, mi-am luat AV, mă rog, a fost bun liderul. Că i-am dat la unul stop laser în puii mei fără motiv, că nu vrea să vină aici nebun. Deci, nu pare, trebuie să-l anunți, să ai și după aia îi dai cancel. Am să se cuză pe clădire și despre și mie, deci mă pun confund. Nu! Îi dai SMS. Dacă zice nu sau nu răspunde, atunci poate ei tăi între. Na, eu așa am luat, frate, AV. Dar poate ia AV, mă, și el nu ia FV. Dar și AV-ul, frate, e sancțiune, nu ți-e în cap din cauza AV-ului. Uite, eu acum nu mi-am luat săptămâna asta în cap din cauza AV-ului, frate. Că am luat AV, pentru că i-am dat la unul stop lezen. Care mi-a făcut post. Da, Luca, salut, Luca, ce faci? Mi-am făcut post. I-am dat stop lezen, ci că fără motiv, dar nu contează, mai ești colegi de genul. Na, cât să fac? Adică, na, nu mai zic nimic.